Există un proiect de lege care vine cu reguli noi. Astfel, supermarketurile și marile magazine care vând produse alimentare ar putea rămâne închise în zilele de duminică. Marile magazine ar urma să-și închidă porțile în zilele de weekend și să fie mutate în afara orașelor, urmând astfel modelul unor state din Europa Occidentală. O altă prevedere importantă se referă la relocarea magazinelor mari. Propunerea legislativă sugerează ca marile magazine să fie mutate în afara orașelor, la o distanță minimă de 5 km de perimetrul urban. În plus, se propune ca supermarketurile ar trebui să ofere producătorilor români zone distincte pentru promovarea și vânzarea produselor auto separate de produsele importate. De-a lungul anilor, mai multe propuneri similare au fost respinse de către Parlament. Unii reprezentanți ai industriei au susținut că această schimbare ar putea avantaja magazinele mici și producătorii locali. Cu toate acestea, există îngrijorări că măsura ar putea genera confuzie în rândul consumatorilor, iar putea afecta afacerile construite pe modelul actual. În mai multe țări europene, restricțiile privind programul de funcționare al magazinelor în zilele de duminică sunt deja implementate. În Franța, de exemplu, relaxarea reglementărilor privind programul de duminică al magazinelor a strâns controverse, relatează capital.ro.